Cei care s-au născut în Zodia Leului vor avea pe 7, 8 și 9 mai posibilitatea să aibă surprize. Nu una, ci mai multe. Surprize poate să facă soțul sau soția, uh, surprize poate să producă și un partener de afaceri. Categoria surprizelor este diferită. Unele pot fi mărunte, uh, țin de. Viața firească de fiecare zi. Dacă este vorba însă de afaceri, acte și documente, dacă este vorba de procese, surprizele sunt uh, cam șubrede, pentru că ele pot să atragă sau să impună o decizie, o schimbare din partea leului. Acesta nu poate ignora ceea ce se întâmplă și chiar dacă lucrurile. Uh, vin peste el intempestiv, îl provoacă, totuși își ia reculul necesar, trage aer în piept, se odihnește mental o secundă și redresându-se după șocul surprizei respective, se orientează imediat încotro să-și îndrepte atenția, să evalueze pericolul, să estimeze care dintre cele două, trei variante este cea mai Indicată lui și favorabilă, și apoi să se poarte ca atare. Pe 9, 10 și 11 mai după amiaza, momente plăcute, dar aici sunt două ipostaze. Și lei puțin își fac iluzii. Ce-ar fi dacă s-ar întâmpla? Uite, eu am să mă duc să vorbesc și construiește un plan, o strategie care are ca. Miză, obținerea unui avantaj, dar nu acum, pe moment. Cine știe, peste un an, 2, 3, 4, 5. Pe fond, dorește să smulgă o promisiune, să obțină din partea cuiva garanția că, la un moment dat, în anume condiții, acea persoană îi va transfera un bun, îi va ceda ceva, îi va um, dărui, etc. A doua nuanță este cea a intrării în posesia unor mici avantaje, dar cum sunt mici, sunt și trecătoare. Ele pot să fie mai mult un soi de manifestare a recunoștinței, a simpatiei, poate a dragostei sau a admirației față de valoarea nativului din leu. Între 11 și 13 mai, Casa Noa este foarte interesant locuită. E o combinație destul de specială. Chiron tocmai a intrat. Uranus se pregătește să iasă după ce a stat șapte ani și mai bine în semnul berbecului. Intervine luna ca un fel de element care nu adă toate aceste semnificații și provocări. De aici Iarăși, se nasc mai multe direcții. Una este nevoia leilor de a acționa într-o anume direcție, de beneficiu personal, de valoare uh, socială și profesională. Nu mai pot trăi așa, trebuie să facă ceva, trebuie să schimbe. Alții, dacă sunt mai tineri, vor să se emancipeze, să se afirme, dar nu prea pot. Acesta este aspectul de lezare. N-au toate mijloacele necesare, n-au studii, n-au vârsta, n-au experiența, n-au competența, n-au maturitatea, n-au înțelegerea. Multe intră în joc. Al treilea element este un soi de nerăbdare. Nu mai au timp să aștepte și li se pare că orice fel de piedică sau de condiție este de fapt un soi de destin nedrept care intervine în existența lor și îi îndepărtează în permanență de ceva ce li s-ar cuveni. E o lecție de viață. E o lecție de viață pentru că este chiron. Și chiron începe să facă ceea ce face orice profesor, să predea lecții. Unele sunt expuse pe scurt, rapid și pe înțelesul tuturor, altele sunt un pic mai subtile. Trebuie ceva meditat pe tema aceasta. De aici trebuie să tragem concluzia că cei născuți în leu este bine să fie atenți la ceea ce li se întâmplă, că nu li se întâmplă degeaba este bine să mediteze asupra acestor evenimente chiar și cotidiene, chiar și cotidianul, dacă se tot repete într-o dimensiune, într-o ipostază, înseamnă că acolo este o greutate existențială, înseamnă că acolo e o problemă unde trebuie intervenit. De ce se tot întâmplă același lucru? Un refuz, să spunem, o eliminare dintr-o competiție, imposibilitatea de a fi luat în calcul într-o numire, Etc., etc. Înseamnă că mai e de lucru la propria persoană, la propria pregătire sau la atitudinea cu care abordează un proiect de viață. Casa nouă este o casă a conștiinței superioare. Nu este neapărat a iluziilor în van, din potrivă, este asociată cu erudiția, cu învățarea și cu stadiul de pregătire profesională care pleacă de la. Anul întâi de facultate, deci studii universitare și postuniversitare care merg după doctorat spre cercetare, erudiție, excelență. Unii poate că doresc, dacă sunt tineri, să aibă experiența unor forme de învățământ care se practică în străinătate. Nu este nimic rău în asta, doar că Uranus va pleca și nu va mai ține cu ei rămâne Chiron care singur el va face uh, școala adevărată cu acești nativi. Le va da numai teze și extemporale și până să ajungă în străinătate vor trebui să susțină aceste probe. După ce le vor trece vom vedea ce se va întâmpla. Probabil că atunci va fi toamnă și atunci Uranus se va întoarce în casa nouă și atunci le va permite, după ce au trecut aceste examene, pe care într-o primă etapă cât se află Chiron în Berbec le impune cu necesitate nativilor, deci după ce le va fi trecut, Uranul se întoarce și mai deschide pentru ultima dată niște porți. Ce fel de porți vom vedea atunci? Pe 13 mai, Mercuri intră în casa a 10-a, a carierei. Despre unii se vorbește doar după ce sunt numiți într-o funcție. Despre unii se vorbește destul de bine, de corect, de adecvat. La rândul lor, unii nativi trebuie să se, să zicem așa, expună în fața publicului, trebuie să apară în public și începe lumea să-i vadă, să-i cântărească, să-i măsoare, să-i judece, să-i imită tot felul de păreri. Nu toate le vor face plăcere. Ei vor trebui să vorbească și atunci se vor expune și din punct de vedere profesional, se va vedea exact ce pregătire au, cât sunt de maturi, cum știu să pună problema, cum știu să o argumenteze, cât sunt de stăpâni pe ei, în ce fel fac față la o provocare, cum răspund unei situații delicate, etc. etc. Aici este o chestiune de conduită, de ținută, de atitudine, de oralitate, chiar și de politețe, de adecvare la situație. Nu pui tunurile pe cineva care m-a glumit cu tine. Dar nici nu taci ca un om vinovat și înfrânt când ți se aduc niște acuzații nedrepte. Nu că Lei ar fi dintre cei care ar adopta tehnica struțului, dar între aceste două ipostaze, lamentabile fiecare dintre ele, Leul trebuie să. Aleagă pe cea care îi pune cel mai bine în valoare calitățile și care nu permite defectelor pe care le are, ca orice nativ de pe lumea asta, să le vadă ceilalți, să le vadă străinii. De exemplu, dacă este agresiv, dacă se enervează repede, dacă mai scapă câte un cuvânt verde-albastru la adresa cuiva, toate acestea în public, evident, nu fac bine, evident, trebuie să controlate, iar el trebuie să se abțină bine, 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 e o încercare în care nu este singur pentru că alături de el deocamdată până pe 20-21 mai va mai fi soarele de partea lui în această casă a 10 -a. și în sfârșit ajungem la elementul vulnerabil al săptămânii opoziția între soare din această casă a 10 -a și Saturn în scorpion pe casa a 4 -a. O poziție drastică, care va avea loc pe 8 și 9 mai, și care îi poate pune pe unii în fața unei încercări majore. Brusc să se afle uh, într-o ipostază despre care n-aveau cunoștință că ar fi posibil să se întâmple ceva nepremeditat, intempestiv, brusc, care are altă logică și este rezultatul evoluției altor situații din. Uh, societate din familie, din mediul în care ei trăiesc și muncesc. Jupiter provocat de Soare în această perioadă ne mai duce pe noi cu gândul spre cine știe ce necazuri, neplăceri, suferințe, amărăciuni legate de cineva din familie, care are o problemă, care este bolnav sau de un ansamblu de situații complicate, nu mai intrăm în detalii în care se află unul sau mai mulți membri de familie, pentru care leul trebuie să fie prezent, trebuie să fie atent și trebuie să fie un umăr, un element de sprijin pentru aceia. Atenție la tot ceea ce ține de casa muncii, planetele dificile n-au plecat. În continuare este vorba de muncă multă, de efort fizic, de stres, uneori de exasperare, de muncă peste program sau de un volum care necesită sacrificiul timpului liber. Relațiile de la locul de muncă pot să fie destul de complicate, uneori tensionate sau bazate pe un soi de ostilitate mută, tăcută, o ostilitate care în ciuda politeții și a răbdării nu se poate ascunde. Străbate, măcar din priviri și tot înțeleg ceilalți că acolo e rost de un strop de neînțelegere și de convulsie. Săptămâna le mai poate aduce disfuncții organice legate de oase, articulații, tendoane, ligamente, cu un accent spre sfârșitul săptămânii în plus, care poate să se traducă printr-o pare rău, așa arată astral, sperăm că nu se întâmplă, o fractură sau un traumatism osos sau o chestiune care ține de piele într-un fel defectuos, se strică ceva. Și nu mai este vorba de o exemă, de o iritație sau de o tăietură, ci poate să fie vorba de o modificare a calității pielii în urma unui accident, a unui accident de muncă, a unei suferințe organice care prin reflex se abate și asupra pielii ar mai fi încă ceva cu riscul să devină antipatică, tot spun. Mai ales e, pentru femei este vorba acum. Excesul de expunere la aparatele care bronzează pielea în acest moment ar trebui e, nu evitate, e, abandonate complet. Este un moment foarte prost pentru această practică. Acum ne apropiem de vară, e cald, e soare, bronzarea se poate produce și pe căi naturale. Iar din punct de vedere organic și astral, relația este foarte proastă.